Lucrările realizate în ultimii șapte ani în cadrul parohiei Bucium din protopopiatul Roman au fost încununate astăzi. În alt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a binecuvântat capela mortoară și noul așezământ social filantropic. Ierarhul a oficiat apoi Sfânta Liturghie și a vorbit despre importanța sinoadelor ecumenice pentru păstrarea dreptei credințe. Astăzi prezunim pe sfinții părinți care au participat la sinodul întâi ecumenic, atunci când s-a fixat adevărul de credință, s-au statornicit pentru totdeauna care le ținem și noi astăzi și care le predicăm și le promovăm în fiecare liturghie cu precădere. Toate acestea sunt niște dogme, dragii mei, care s-au statornicit între timp de către Sfinții Părinți. Biblia, care o știți fiecare, este un izvor al revelației dumnezeiești, dar nu numai Biblia, ci și anumite hotărâri ale Sfintelor Sinoade care au urmat unul după altul atunci când a fost nevoie. Am uh, vizitat această comunitate în fiecare dintre acești trei ani de când m-ați rânduit ca protopop în acest protopopiat și de la an la an am găsit noi și noi lucruri săvârșite aici, în această comunitate de la Bucium, pornind de la... Sfânta Biserică, ce a fost tot exteriorul refăcut și apoi așezământul social pe care tocmai l-ați sfințit în cadrul zilei de astăzi, Capela Mortoară și cât de curând sperăm să avem din nou în mijlocul nostru aici la Bucium, pentru că și alături în filia acestei parohii, la Șiștari, se desfășoară o lucrare deosebită, se ridică un nou locaj de închinare la final, părintele paroh Ștefan Matei a primit rangul de iconom. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul Sfântul Gheorghe Pelerinul din Piatra Neamț.